Noi ne bucurăm că putem să respectăm tradiția, care anul ăsta împlinește 35 de ani. Ne lăudăm că nu am întrerupt serbarea de Crăciun nici în pandemie, când am făcut ușor online, ca să spunem așa, spărgătorul de nuci, povestea spărgătorului de nuci. Și anul trecut ne-am adaptat de asemenea normelor medicale, dar tot am făcut serbare și iată-ne, acum am revenit în sala sporturilor, suntem bucuroase, mulțumim sponsorilor, dacă putem să-i amintim, pe lângă primăria Baia Mare, Mama's Cake, florăria Miss Ellie, Four Brands, sigur uit pe cineva, dar și colegii mei, profesori în mod special. Ce au arătat copiii astăzi, moșului? Copiii astăzi au arătat nu neapărat tot ce știu, ci s-au organizat în dansulețe specifice și momente artistice specifice sărbătorii de iarnă. Cine v-a sprijinit în organizarea acestui spectacol? Adică împreună cu cine? Am putea să spunem că ne-am sprijinit una pe alta, adică cele două profesoare care formăm Catedra de Gimnastică a Liceului cu program sportiv. Sunt foarte bucuroasă că o am alături pe fosta mea elevă și actuala mea colegă de acum, Amalia Mali, campioană atât la gimnastică ritmică cât și la sportul care l-a practicat ulterior, fitness-ul.